nostru. Am văzut la rugăciunea aceasta că a venit un bărbat îmbrăcat în haine albe și mijlocul nostru și a spus, îndrăzniți, că iată, eu sunt gata să vă binecuvintez. Îndrăzniți, fraților, veniți la Domnul și preamăriți-vă și glorificați-vă că v-a făcut parte de mântuirea sufletelor voastre. Că n-aveți cu ce să-i răspătiți Domnului. Aurul și argintul n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Ce-am putea să-i dăm noi când El spune în Psalmul 51 că cerul și pământul e al lui și dacă mi-ar fi foame sau sete, zice, n-am nevoie de voi, că cea mea este lumea și cu tot ce cuprinde pe ea. Și noi însuși suntem al lui Dumnezeu. El ne-a creat și a spus ceva prețios în noi, Duh de viață din Duhul Său, slăvit să fie numele Domnului Dumnezeul nostru. Pentru aceasta a trimis El pe singurul să fie în lume, ca să mântuiască sufletul care a căzut din păcatul Adamic și să ne facă să vin de noi fiul și fiice ale Lui. Și noi îi mulțumim că o instată zi când El ne-a chemat, îl preamărim și îl glorificăm și rugăm ca să nu ne lasă. Spunea fratele Eugen, aici de doi mari, Arhanghelul Gavril și Mihail, dar știți că mai sunt în galță cinci. Sunt șapte arhangheli care are Dumnezeu. Și cei șapte arhangheli care sunt în al lui Dumnezeu în cer sunt cei șapte îngeri din Apocalipsa, care vin cu cele șapte mari urgii. Acestea, dacă o să vin într-o zi și o să vă spun numele la toți, că știu numele la fiecare arhanghel care există în cer. Și nu numai atât are Dumnezeu, care are fapture vii și are heruvii și serafim. Dumnezeu e conjurat plin de fapture dumnezești extraordinar de puternice, care sunt în stare să facă orice pentru Dumnezeu. Dar a făcut un lucru mare și pentru noi. L-a pus pe Arhanghelul Mihail să ne păzească pe poporul răscumpărat, așa scrie la Apocalipsa. Arhanghelul Mihail a venit cu misiunea în lume să poporul răscumpărat să-l păzească. Și nu numai atât, că el încă din vechime, vedeți că s-a prezentat la Daniel și a spus că a vrut să vină, dar l-a încurcat ca vedenia mieselor și a perșelor. Și de-aia nu a putut să vină. O trebuie să mai stai încă 21 de zile până s-a luptat cu ei ca să-i miluiască. Deci, noi nu suntem singuri în lumea aceasta. În Psalmul 91, sub inspirația Duhului Sfânt, robul lui Dumnezeu Moise spune felul următor, că Îngerii Domnului i-a trimis în lume ca ei să ne ia pe brațele lor, ca nu cumva să ne lovim pe ciorul de pe piatră. În Psalmul 103 spune că Îngerii Domnului tăvărăsc în jurul copiilor lui Dumnezeu. În Matei capitolul 10 spune Domnul Iisus Hristos, versetul 18, mi se pare, sau 19, și spune felul următor, să băgați de seamă în umblarea voastră prin lume, în relațiile care le aveți unii cu alții și cum vă purtați unii cu alții, pentru că Îngerul, fratelui tău, stă necurmat înaintea lui Dumnezeu și vede fața Domnului. Deci Dumnezeu a destinat pentru fiecare din noi un Înger. Și de aceea suntem mai mult decât biruitori împotriva păcatului, împotriva celui rău. Așa cum spunea Eugen aici, că dacă am fi lăsat singuri, vrăjmașul ne-ar distruge într-o clipă, într-o mână. Când clipa, când noi am cheiat legământ cu Domnul, am declarat război vrăjmașului, am declarat război diavolului. Și vrăjmașul de aceea răcnește ca un leu și caută să închide, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși, așa cum spune Sfintele Scripturi. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri și nu ne-a părăsit și ne-a promis chiar prin cuvântul Său că nu ne va lăsa niciodată, că mai degrabă mama își va uita copilul, dar El nu ne va uita. Rămâneți credincioși Dumnezeului nostru, căutați să se slujiți cu scumpătare, cu lepădare în sine, iubiță, pentru că așa de mult voi iubi Dumnezeu pe toată lumea. Așa spune la capitolul 3 din versetul 6, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară. Știți că în versetul ăsta este făcut înțelegerea lui Dumnezeu și câștigarea omului? Atât a iubit Dumnezeu lumea, nu numai pe tine și nu numai pe mine, pentru toată lumea a făcut chemarea acolo Dumnezeu. Toată lumea asta are chemarea și posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu dacă crede în Iisus Hristos, că este Mântuitorul și Salvatorul sufletului Său și va fi mântuit. Așa spune Scriptura, așa spune Dumnezeu. Și eu așa vă vorbesc despre El pentru că așa mi se dă să vă spun. Și zic, haideți ca să iubim pe Dumnezeu, să căutăm să-i slujim, să îndemnăm și pe frații noștri care poate că iubesc mai puțin pe Dumnezeu și îmi iubesc mai mult banii,
sau poate care le frică de căldură, sau poate care au alte prejudecăți, în inimă, haideți să îndemnăm să venim la picioarele Domnului și să căutăm să-i slujim lui Dumnezeu, că în ziua când ne vom prezenta acolo la El acasă, se ne dea cu luna vieții veșnice. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această nădejde pe care a pus-o în inimile noastre. Cântăm o cântare comun. Și chiar dacă suntem puțin, vom face coleta în seara aceasta. Am să rog pe fratele Cornel să facă sărucul de acolo, de la aparatul acela, pentru că fratele Eugen trebuie să cânte și să facă coleta. Și apoi după coletă, rog pe fratele Dumitru, care e întotdeauna cu sora, îi pregătește o cântare. Și fratele Dumitru, să te simți așa ca în familie, chiar dacă mai spui ceva și nu iese chiar la fix, două ori, nu-ți pasă pasarea aia. Că noi te iubim și unde este dragoste, este îngăduință, nu? Este răbdare și noi te iubim și ne place și dorim să fim împărtășii cu voi, cu dumneavoastră, cu soția dumneavoastră și vă iubim că sunteți de ale Dumnezeu, de ai noștri. Slăviți să fie numele Domnului pentru voi. Și apoi după fratele Dumitru, rog pe fratele Timotei să caute o cântare, să cânte și el. Și după fratele Timotei, să rog pe fratele Cornel, să ne dea un moment pentru creșterea credinței noastre. Și umplerea cu Duhul Sfânt. Și Domnul să-L călăuzească. Amin.